Povestește cu durere în glas că ar fi fost bătută, iar mai apoi alungată din casă de iubitul ei. Motivul ar fi o amantă. Este drama unei tinere de numai 19 ani, mama unei fetițe de 6 luni. Dramatic este și că atunci când a fost alungată, tânăra mămică a fost despărțită de fiica ei. Îndurerată și cu sufletul făcut bucăți, Florentina Iliescu plânge zi și noapte după bebelușul ei. Iar acum tânăra nu vrea decât să-și strângă fetița la piept, lucru pe care iubitul îl ar interzice vehement, acuză ea. Despre drama acestei tinere o să vorbesc cu invitata mea. Bună seara, bine ai revenit, Mara Bănică. Bine te-am găsit, bună seara. Iar acum, alături de noi, o voi invita pe Florentina Iliescu, tânăra care face toate aceste acuzații. Împreună cu ea vine și mama sa, Iuliana Iliescu. Tu ai 19 ani? Vai de mine. Păi tu fără tocurile astea ești... Câte kilograme ai? 35. 35 de kilograme? Da, atât are. Doamne, ia, ridică un pic rochița, să vedem. Doamne, uitați-vă ce picioruțe are. Nu, nu, ridică un pic rochița și așa, uitați-vă câtă e ea. Are 35 de kilograme și o fetiță de 6 luni. Să străiască. Dacă nu mi-ai fi zis că ai 19 ani și colegii mei nu te-au crezut până nu ți-au cerut buletinul ca să vadă, tu n-ai avea mai mult de 13 ani, așa pari. O să vă rog, luați-vă loc, luați loc. Deci, și cu un copil pe care nu-l mai vezi, ți l-a luat concubinul, că nu ești căsătorită cu el, nu? Cu un copil pe care el ți l-a luat, despărțită de copilul tău, dată afară din casă de concubinul tău, pentru că și-a găsit o altă femeie. Da. Te-a bătut și pe tine și pe mama. Da. Înțeleg. Cum s-a întâmplat? În primul rând, zi-mi toată povestea. De câți ani ești cu băiatul ăsta? De la ce vârstă ești? Sunt, la 17 ani. De la 17 ani? De 3 ani. Și ai rămas însărcinată la cât? La 18? Da. Cam așa. Când au început problemele între voi? Păi am stat cu el 3 ani și până mi-a căsit o altă fată. Asta, să din București. Bună, tu de unde ești? Eu din Giurgiu. Din Giurgiu. Și am înțeles că mai sunt bărbați care își mai găsesc alte fete, dar de ce ți-a luat copilul? Mai zic că eu n-am grijă, nu știu să am grijă de ea. De petiț. Și așa este? Nu avem grijă de ea, dacă a luat-o pe fata aia i-a dat bani, i-a dat telefoane, păi da, țigări. Crezi că fata aia are nevoie de copil? Cum nu, de a zis că nu are nevoie, Doamne, nu vrea să aibă grijă de el. Să facă unul cu el, vrea să facă. Și n-are nevoie. Mi-a făcut un avort. Mă scuzați, vă spun acum. Dar mi-a făcut un avort? Da, a făcut tot un avort cu el? Da. Cu concubinul tău? Da, când a vrut tata lui să-l țină, a zis că dacă îl ține, a zis să plece de aici, să se ducă. Vrei să-l dea afară și l-a dat afară. Și când ai avortat? Acum, în decembrie. Acum, în decembrie? Păi el, de când te înșela cu amanta asta, dacă tu în decembrie ai avut relații intime cu el și ai și avortat? Păi de o jumate se vedea cu ea. Se vedea pe Facebook cu ea, așa, pe telefonul ăla. Și tu acum ce vrei, să te împaci cu el sau îți vrei copilul? Nu, vrem să luăm copilul, Doamne, nu să mai ne împăcăm cu el, că o moară că pune acolo în curte. El are... Dacă îl bagă aia în gură la poliție... Nu, mai, gata, am înțeles, nu, mai, să nu mai vorbim urât. Așa. Arătați pe telefon urât, așa arătați. Păi, dați-l în judecat. El a recunoscut custodien? Copilul. El e în actele, e în, da. În acte, e tatăl copilului. Da. Da, cheamă Baciu Alin. Păi și tu ai fost la protecția copilului, ai fost la poliție? La protecție? Nu. La protecție nu prea are de ce. Posibilitatea când un cuplu se desparte, că au fost căsătoriți sau nu și copilul e recunoscut, trebuie stabilit domiciliul copilului, pe care stabilește un judecător în urma unui proces. E... Da, dar faptul că, iată, nu știu, nu-i văzută, nu-i luată văzută, putea să facă protecția copilului, poate o anchetă, să se ducă acolo, să vadă unde stă, cu cine stă, cine are grijă de copil. Nu știu, mă gândesc, adică voi stați în condiții bune? Adică mai bine să faci mai mult decât mai puțin. Stăm cam în casa făcută de primărie. Când de n-a ce foc, de primărie? N-a luat foc casa și n-a făcut o primărie, avem bani. Tu lucrezi? Avem bani, dar nu e caznică. Nu lucrez. Caznică. Ca să fie caznică trebuie să fie întreținută de cineva. Nu lucrezi. Da, o întreținem noi. El lucrează. Da. S-ar putea să fie mai greu. Copilul ce, pentru că și o anchetă socială stabilește, sau mă rog, ajută în decizia judecătorului, dacă unul dintre părinți are casă și are serviciu și face dovada că poate întreține acel copil, dar știi cum binele copilului... Copilul și-ar fi plecat la altă femeie? Adică ce nevoie mai avea de copil dacă tot și-a găsit o altă femeie cu care vrea să facă copil? Păi a dus-o acolo, el acasă, n-a plecat la ea. Nu te aud. A dus-o la el acasă. A dus-o la el acasă, n-a plecat de la ea. N-a plecat el la ea.
Nu. Ea are grijă de copilul tău, Amanda? N-are. Nu, nu vrea. Mama lui are. Mama lui are grijă. Păi și dacă tu ceri să-ți vezi copilul, el nu te lasă? Nu, el lasă, că ne cer cu poliția, că avem nevoie. Păi și de ce nu v-ați dus cu poliția? Dacă ești mama al copilului. Te temi de el? Da. Are niște frați cuțitași, vagabonzi. Păi auziți, doamna, dacă când s-a mărita fata la 17 ani, nu mai avea frați cuțitași, vagabonzi și era mare arată gagicar? Arată cu japca. Cum, cu forța? Da. Păi și noastră, ca părinți, ea minoră fiind, de ce n-ați făcut plângere la poliție? Am făcut degeaba. Un copil e siluit și practic asta înseamnă, nu? Am făcut. Cum a luat-o cu japca? Ce s-a întâmplat? A luat-o după drum, a fugit cu ea. A răpit-o? Da. Cu acordul tău? Adică tu ai vrut să te duci? Nu, ea n-a vrut. Lăsați-o să vorbească. Zi, dragă, mai tare vorbește, mamă. Cum? Prima dată, da, dar apoi m-a plecat de la ea de două ori. O dat pică cu fata. Nu, iubito, eu te întreb dacă în momentul în care el te-a luat de pe stradă, cum spune mama ta, tu îl cunoșteai, ați fost vorbit să te ia de pe stradă? Da, de la o fată. Cum? De la o fată. De la o fată a zis. Nu înțeleg. De la o fată da, a zis. De la o fată. Am venit cu el. Să mă duc el acasă. A, deci ai fugit cu el, n-a luat o doamnă cu japca. Fata a vrut să fugă cu el. Dumneavoastră trebuia atunci, dacă nu erați de acord, să fi făcut demersuri la autorități, că sunteți responsabili de copil până împlinește 18 ani. Dar după ce a luat așa de pe stradă, l-ați acceptat ca ginere? N-a vrut soțul să-l accepte. Și soțul nu l-a acceptat niciodată? Nu l-a acceptat. Nici când era cu fata bine, nici acum? Acum înțeleg. Nu, nici acum. Tu alăptai fetița? Nu. Nu ai alăptat-o? Nu. La bebeală. Dar ce s-a întâmplat? Că înțeleg că ați fost la o, înțeleg că ați fost la o petrecere. Da, eu și el a venit cu Amanda acolo? Da. Și? Eu m-am dus în altă cameră cu aia mica, ea a dormit și el a chemat după fata aia acolo. Dar m-a lăsat cu ea și m-a făcut dragoste în altă cameră. Așa. Și cum spre dimineață a dus-o la microbuz. Și înțeleg că ți-e trimitea poze goale cu Amanda lui, spunându-ți că ea mai arată mai bine sau e mai bună decât tine? Da, da. Da. Și că tu n-ai să-ți mai vezi niciodată copilul? Dar de ce? Ce ai făcut? Sau cu ce ai greșit tu? Nu nimica. Păi dacă a căsut pe fata aia, ține mult la ea decât la mine. Dar de ce zice că n-ai grijă de copil tu? Ce anume, nu știu, s-a îmbolnăvit copilul, l-ai scăpat din brațe, nu l-ai tratat, nu l-ai dus la spital, nu i-ai dat să mănânce, nu l-ai schimbat? I-am dat să mănânce, a zis că eu înjuram pe ea, dar nu înjuram. Ce făceai? Că înjuram. Pe cine? Pe fetiță? Mică. Așa zicea el că o înjurai când mai plângea fetița? Nu. Dar fetița e sănătoasă? I-ați făcut analize, da. Vaccinuri? Da, i-a făcut. Ai născut la spital? Da. La spital. Doamne, dacă te-ești de slabă, Doamne, și tu așa ai fost numai. Întotdeauna slabă? Da, așa, așa ești tu? Da. Asta e felul tău? Ce să, Doamne, ferește, cum să te lovească? Păi ce să dai într-o fetiță de asta de 30 de kilograme? Că e mai slabă decât fiimiu. Mai slabă decât, da. Decât fiimiu, vorbesc serios, care are 10 ani. Să mai și nască, duc pe picioare o sarcină. Da, sarcina a tratat-o mai cu medicamente, că nu putea să o țină. Sarcina? Da. Păi, cred că e și normal, îți dai seama. Ai stat la pat? Asta la medicamente, la astea, făcea injecții și o trimitea la magazin, s-a căsut cu sute, i-am țigări, i-am băutură. Uite că Dumnezeu a ajutat-o și a născut. Păi asta odată, dar doamna, dacă știați toate astea, de cine a salvat-o din situația asta? Degeaba m-a dus și m-a bătut și pe mine. Cine? Fratele lui. Fratele lui. Și nu v-ați la poliție să le faceți plângere? M-am dus, am făcut plângere. Și nimic. Și dar ce sunt ei? Șmecheri așa sau sunt ce? Da. Dar de unde, doamnă, din Giurgiu? Din oraș sau de unde? Da, stăpă Sloboziei. De pe strada Sloboziei? Da. Deci chiar din oraș? Drumul 18, la gara sub acolo stau. Dar spuneți-mi, tu spui că ai avortat. Da. Și tot cu el. De ce? Ai vrut tu sau că n-a mai vrut el un copil cu tine? N-a vrut el. Că el nu mi-a avut copilul și cu tasul. Dar ce ți-a zis? A zis, dacă nu avortezi, pleci aici. Așa l-am avortat. Păi, auzi, dar tu care ai dus prima sarcină atât de greu și așa, de ce face copii unul după altul? Serviciu n-ai, pe bărbatul ăsta nu te poți baza, zici că-s cuțitari, cum zice maică-ta. Da. Și avea deja amantă, adică bărbații nu-i ții. Poți să le faci și 10 copii. Dacă bărbatul nu vrea să stea cu tine și nu e de casă, nu o să stea. Și greu pe cine rămâne? Nu pe tine? Ești o mână de om.
tu poți să ferească Dumnezeu, să mori la următoarea sa. Nu ți-au spus medicii? Nu v-au spus? Nu, că... Deci tu ai bazinul cât o pulpă de femeie normală. Înțelegi? Când naști, oasele se dilată, adică sunt niște chestiuni medicale, e periculos să faci copii. Ai născut prin cezariană? Nu, normal. Normal? Doamne, ferească Dumnezeu. Și ai putut să naști normal, ușor? Da. Da. Asta Dumnezeu. A ajutat-o Dumnezeu, serios. Da. Eu nu știu ce nu înțeleg. Înainte de a-ți spune ce nu înțeleg, tu câte clase ai? Eu eram între a noua. Era între a noua și ai renunțat la liceu? Da. Băi, înțeleg că vă iubiți, deși nu înțeleg asta cu să fugi de acasă, ești minoră, pleci de acasă, te duci cu unul, nici nu te măriți cu el, stai în concubinaj, n-ai nicio garanție, niciun drept, te dă la afară când vrea, că așa e când ești concubină, când se satură de tine, te dă afară. Voi nici nu vă legalizați relația. Odată că vă duceți foarte tinere, da, minore, vă duceți în altă casă, stați cu familia lor acolo, ăla te ține până se plictisește. Dar de ce faceți copii la 17 ani? Mai stați 5 ani, că vezi, poate concubinajul ăsta mai pe termen lung până să faci copii. Nu fi chiar rău așa dacă ne gândim. Să-l cunoști omul. Să-l vezi, te potrivești, nu te potrivești. Da. Faceți copii și după aia începeți să vă certați și copilul ăla rămâne fără mamă, fără tată, fără familie. Vă certați, vi-l ia statul. Ce se alege de el? Doamna, dar dumneavoastră câți copii aveți? Eu am 6. 6. Și ce vârstă aveți? 53. Să fiți sănătoasă. Frumos. Și sunt realizați copiii, cu restul aveți tot așa probleme cum aveți cu fata? Nu. Casele lor, cu meserii? E mici. Am unul de 13 ani, unul de 14 ani, unul de 15 și unul de 17 ani. Deci ați făcut... aveți 4 copii minori. Da, și am băiat căsătorit din prima căsătorie, că sunt cu al doilea soț. Deci au copii 13, 14, 15 ani. Anul și copilul și bandă rulă. N-ați putut să-i spuneți fetei, vă întreb așa, cât vă pricepeți dumneavoastră? Mamă, nu face copil, păzește-te, mamă, că uite-te și ăsta din ce familie vine. Ești tânără, ești slabă, ai 35 de kilograme. Nu zic ce nimeni să-l faci la 35, la 33, cum l-am făcut eu, că eu l-am făcut aproape la bătrânețe. Hai. Dar la 17? La 17? L-am făcut când a vrut Dumnezeu și când trebuia. E adevărat, dar la 17? Mă, nu e rău să fii o mămică tânără. Știi? Să faci un copil la 22 de ani. Păi da, și să aibă... n-ai unde să-l ții, dar n-ai când locul ești... tău, n-ai exact, cu ce să-l crești. Și când te bazezi pe ceva. Dar asta e o mentalitate. Știți că noi azi, vă uitați la Acces Direct, da, bănuiesc de ani de zile. Și ați mai văzut situații în care mai certăm așa lumea, sau cel puțin eu. Mi-am propus în anul ăsta să nu mai fac. Dar măcar dacă vă uitați să și înțelegeți ceva. Da. Adică situația, bani n-aveți, că nu îmi imaginez că vă dau bani afară din casă. Aveți dumneavoastră, ca bunică, încă 3-4 copii minori. E greu, trebuie să-i țineți și pe ăștia, să-i îmbrăcați. Eu ți îmbrăca unul de la altul, dar numai să pui pe masă în fiecare zi de șapte, mâncare pentru 6-7 inși, e mult. Aveți mai multă grijă dumneavoastră ca mamă, că ai un copil de proprii dumneavoastră copii. Da. Dacă ați văzut că a plecat cu un bărbat, vorbiți cu ea ca femeile. Duceți-vă la asistenta din sat, sunt 10 lei pe lună, niște pastile. Dacă nu vă înțelegeți cu fata, ia una pe zi și nu mai face copii. Da, da. Nu e rău să faci copii, dar să-i faci ca să-i chinuiești și să n-aibă de niciunele și să fie aruncați așa colo și colo, cum zicea Mirela, e tare greu dacă iubim copii, înțelegeți?